Eu nu am credința asta că atunci când ne adunăm în jurul prezenței lui Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Dacă nu crezi, e pierderea ta. Eu nu am credința că de câte ori chemăm numele Domnului, lucruri se schimbă. Dumnezeu ne vizitează, Dumnezeu își întinde mâna, își extinde grația, își extinde mila, își dă harul. De câte ori strigi, Tată, El răspunde. Crezi asta? Eu cred asta. Spune dacă tu crezi, spune. Eu cred asta. Că Dumnezeu vine când e chemat. El vine, slavă Domnului. Mai cred că atunci când ne adunăm în jurul cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul e viu și lucrător. Chiar dacă nu simți pe loc efectele, eu cred că acel cuvânt care îl primești, zici, bine ai venit în viața mea, el începe să opereze la nivel de duh, la nivel de suflet, la nivel de mentalități și încet, încet cuvântul ăla lucrează și mâine zi când te trezești, băi, dar nu mai îmi place aia, nu mai iubesc lucrul ăla, nu mai iubesc păcatul ăla. De ce? Pentru că Dumnezeu te atinge. Cuvântul este viu, cuvântul e lucrător, dar el trebuie primit într-un pământ bun. Ești tu un pământ bun în seara asta? Domnul să ne ajute, dragii mei. Vedeți că pastorul Timotei a pus deja baza, temelia acestui serviciu, acestei slujbe de închinare și a vorbit despre Iosua și despre intrarea copiilor lui Israel sub conducerea lui Iosua de data asta, pentru că Moise murise în țara Canaan. Eu vreau să vă întreb, credeți că i-a fost ușor lui Iosua? Marele Moise murise, se uita cu jind, era părintele lui spiritual, era tatăl lui, cel care l-a lăsese cu 39 de ani înainte și îl mentorase și îl luase cu el și văzuse lucrările lui Dumnezeu și deodată Iosua rămâne singur, se uită la Erihon și are pe umeri enorma responsabilitate. Iosua, îți poruncesc, du copiii mei în țara promisă. Doamne, dar eu nu sunt Moise. Doamne, dar eu n-am calitățile lui. Doamne, dar nu știu dacă o să mă descurc. Gândește-te că nu i-a dat Dumnezeu altă opțiune. Trebuie să intri și să cucerești țara. Vreau să te anunț ceva, Dumnezeu nu-ți dă altă opțiune în seara asta. Biblia ne cheamă să stăm gata. Și textul pe care l-am ales, cred eu, prin inspirația Duhului Sfânt, este textul din Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. De ce? Pentru că săptămâna asta vor fi bătălii așa cum vor fi tot anul. Viața de credință, dragii mei, nu e o viață în care stai pe Instagram și pe Facebook toată ziua și trăiești virtual. Viața de credință e o viață în care te izbești de goliați, te izbești de munți, te izbești de cananiți. Viața de credință este o luptă. Vrei să accepți sau nu? Bine ai venit în lumea reală! Viața de credință este o luptă. Credinciosul știe că de când este născut din nou, trece granița în armata lui Dumnezeu și devine vrăjmaș cu toate forțele întunericului. Vreau să citesc ce spune Scriptura. Îmbrăcați-vă, citim împreună, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirile diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, spuneți de aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu. Vedeți, a doua oară ni se spune să luăm toată armătura. Ca să puteți, să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Spune amin. Vezi, scopul lui Dumnezeu nu este să fii înfrânt, ci să birui totul. Și acum e cuvântul cheie, stați gata, dar spuneți, stați gata. Spune vecinului, stai gata. Mai tare, stai gata. Aleluia, mă simt în gura, mai zi-mi o dată, aleluia. Stai, aleluia, glorie Domnului. Are o autoritate în duh, fratele păstor Timotei. Am simțit puterea Domnului când mi-a spus să stau gata. Stai gata, Dane, aleluia. Stați gata, dar... Și ne dă aici apostolul prin Duhul strategia, având mijlocul încins cu, îmbrăcați cu platoșa, wow, având picioarele încălțate cu, pe deasupra tuturor, luați scutul cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și, nu e opțional, luați și coiful și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, Doamne ajută-mă să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Amin!
Dragii mei, unul din textele cele mai importante ale Noului Testament. Biblia, așa cum pe timpul lui Iosua, a vorbit despre acei vrăjmași, despre acei cananiți și despre binecuvântările care Dumnezeu le promiseseră, dar erau stăpânite de alții. Așa noi în vremea asta nu ne mai batem cu carnea și sângele, dar vrăjmașii noștri sunt de altă natură. Sunt de natură spirituală, sunt persoane fără trup, duhurile sunt persoane fără trup, au inteligență, au personalitate. De-aia vorbesc atunci când sunt zgâlțiți și scoși afară, nu vreau să ies. De ce? Pentru că au personalitate, sunt ființe, sunt persoane, dar fără trup. Și noi suntem chemați să luptăm împotriva acestor persoane care se împotrivesc scopurilor lui Dumnezeu în viața noastră, care se împotrivesc tainelor, se împotrivesc descoperirii, pentru că știu că dacă adevărul ajunge la urechile unui om, adevărul va face liber. Și diavolul nu vrea ca oamenii să fie liberi. De aceea încearcă să-i țină legați în pofte, încearcă să-i țină legați în frici, în panici, în traumele copilăriei, să nu se vindece niciodată. De ce? Pentru ca să fie niște sclavi ai fricii. Însă bătălia noastră e de altă natură. Biblia ne spune că suntem chemați să moștenim împărăția, suntem chemați să biruim totul, dar pentru asta trebuie să ne echipăm. Pentru că o biserică care nu se echipează e o biserică înfrântă. Un soldat care nu se echipează este un soldat înfrânt. Am văzut la un moment dat imagini din războiul ăsta care se întâmplă pe lângă noi. Erau soldați în tenis. N-aveau echipamente. Pantalonii mari, bocancii, numere mari, nu le veneau săracii de ei, le aveau câte trei numere. Aia, vezi, tu trebuie să ai echipamentul potrivit, dragul meu. Împotriva celui rău, tu nu poți să lupți cu armele întunericului. Îți trebuie armele... Mai tare, mai tare, armele luminii. Și armele luminii nu ți le dă Instagram, nu ți le dă Facebook, nu ți le dă ziarul, nu ți le dau știrile media, nu ți le dă televizorul. La armele luminii ți le spune aici Scriptura. Și îmi place de Apostolul Pavel că spune încolo, fraților, după 6 capitole, întăriți-vă în cine? În Domnul și în toată puterea tăriei Lui. Și aici îmi place cum spune versetul 11, dacă mi-l pui, o să pornim de aici. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. De ce? Ca să puteți ține piept împotriva uneltirile diavolului. Dragii mei, avem de luptat împotriva unei ființe, unui înger căzut, care a studiat umanitatea de mii de ani, știe temperamentele, știe psihologie, știe de toate. Nu-l poți concilia pe acest diavol, poți doar da afară de acolo, dacă te supui mai întâi lui Dumnezeu. Biblia vorbește, supuneți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Dar pentru asta, lasă-mi versetul, te rog, pentru asta trebuie să îmbrăcăm cuvântul cheie, toată armătura lui, nu e armătura lui Ion, lui Gheorghe, lui Maria, nu e o tehnică umană. Dragii mei, diavolul și hoardele lui de demon nu se bat prin tehnici umane, nu răspund la altceva decât la armele care Dumnezeu le-a dat. Vedeți că Biblia spune îmbrăcați-vă, deci cu alte cuvinte, Biblia te îndeamnă, nu mai sta pasiv în bancă duminică de duminică, îmbracă-te, fă ceva, intră în acțiune, începe să te îmbraci cu armătura care Dumnezeu ți-a dat-o, pentru că doar așa vei ține piept în uneltirile diavolului. De ce? Pentru că el săptămânal, în fiecare zi, în fiecare noapte, stă și uneltește, face planuri să te distrugă pe tine și familia ta. Și atunci... Noi nu suntem chemați să fim niște creștini firești ca și Esau și ca și Lot, ci niște creștini duhovnicești care înțeleg că au un vrășmaș invizibil cu care se luptă, care vine și se opune tot timpul planul lui Dumnezeu în viața lor. De asta Biblia spune, îmbrăcați-vă cu toată armătura. Nu e opțional, nu este opțional, nu este opțional să iei doar un singur echipament, eu îmi iau doar sabia. Eu n-am chef să mă îmbrac cu platoșa neprihănirii, mi-au doar scutul. Eu mi-au doar râvna Evangheliei păcii, că așa vreau eu. Mie îmi place adevărul, frate Sani, că eu am studiat filozofie, vreau să cunosc adevărul. Nu-i de ajuns! Trebuie toată armătura lui Dumnezeu. Vedeți că armătura asta nu vine de pe pământ. Biblia spune în Corinteni că sunt niște arme încercate, sunt testate, ele funcționează, sunt arme de lovire și de apărare. Diavolului este frică de un creștin echipat. Dar un creștin pasiv, deja l-a biruit. Lasă-l că nu știe adevărul. Nu știe că ne poate înfrânge. Stăteam odată în București. Și atunci am trecut strada de la biserică. Eram la stația de Mihai, de metrou Mihai Bravo. Și peste stradă era un butic cu hot dog și cafea. Și ne-am luat o cafea. Și pe acolo a trecut o vrăjitoare și a început să zic: wow!
Ăștia nu știu ce putere au, nu știu ce putere au. Eu am martor, am fost acolo cu un coleg, cu unul, Laurențiu. Nu știu ce putere au pocăiți ăștia. De ce nu știm? Pentru că nu cunoaștem puterea lui Dumnezeu. Nu cunoaștem nici scripturile, nici puterea lor. Nu ne-am învățat să luptăm cu echipamentele. Stăm și ne plângem și ne victimizăm și venim tot timpul să cerem rugăciune și ajutor. După 5 ani tot la rugăciune, după 10 ani tot la rugăciune. Pentru că n-ai învățat să te îmbraci cu armătura lui Dumnezeu. N-ai învățat să stai pe picioarele lui Hristos. Îmbrăcați-vă cu toată armătura. De ce? Pentru ce e destinată să putem ține piept împotriva oricărei uneltiri ale diavolului. Și completează Pavel: noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Vreau să te anunț că nu lupți împotriva omului. Când începi să te ceri cu cineva, ascultă-mă, războiul e dincolo de persoana aici de tine. Ceva este acolo dincolo, e în spate. Acolo niște uneltiri ale celui rău deja lucrează. Și îmi place ce spune Scriptura, versetul 13, vreau să-l citim din nou. De aceea, spuneți de aceea. De ce? Pentru că avem de luptat, pentru că suntem într-o luptă, Iosua, ești într-o luptă, este Erihon în fața ta, sunt lucruri de cucerit, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu. Asta nu e o strategie umană, oameni buni, nu e nu știu ce predicator care l-ați găsit pe YouTube, noi trebuie să luăm armele și armătura lui Dumnezeu, echipamentul de luptă a celui de sus, ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea. Biblia spune că va fi o zirea. Nu zic că vor merge toate bine și roz? Poate că 3 zile îți vor merge bine și după aceea te va lovi pe neașteptate o zi rea. Tu trebuie să fii biruit, să fii acolo pregătit, să fii echipat, pentru că dacă ai armătura pe tine, te vei putea împotrivi în ziua aceea rea și vei rămâne în picioare. Vezi tu dragostea lui Dumnezeu atât de mare încât a zis: nu poți să-i las singur neechipați, dă-le tot ce au nevoie ca să biruie pe cel rău, să rămână în picioare în ziua aceea rea și să biruie totul. Asta e voia lui Dumnezeu, că suntem mai mult decât biruitori. El asta vrea, să trăim în dimensiunea asta. Eu vreau să te întreb, e chiar adevărat, ești mai mult decât biruitor? Sau ești luni sus, marți jos, miercuri sub apă, joi te mai ridici, mai cânți o cântare, o rugăciune, vineri? Cum e viața ta? E o viață stabilă? E o viață, ești un soldat echipat? Ai tot echipamentul pe tine? Ai luat viața în serios cu Dumnezeu? Te-ai consacrat ca și Iosua? Ești pus deoparte? Ești conștient că nu trăiești aici pentru totdeauna pe pământul ăsta? Că ai niște lupte de dus, niște teritorii de cucerit pentru tine și cu familia ta? De aceea luați toată armătura, spuneți toată. Vedeți, ne trebuie toate elementele armăturii lui Dumnezeu. N-avem opțiunea să luăm doar unele. Nu spune, luați doar asta din armătura lui Dumnezeu, toată. Trebuie să fim echipați din cap până în picioare. Și Biblia spune și începe, și îmi place așa de mult cu versetul 14 și vreau să-l strigăm cât putem de tare. 1, 2, 3, stați gata! Haideți să strigăm acum, că până acum am meuiat. Stați gata! Vezi tu, în Efeseni, apostolul Pavel ia un limbaj militar. Aici este o bătălie, dragii mei. Să știi că dacă tu stai cu minte, diavolul nu o să fugă de la tine, o să te atace până o să te pună jos, până o să te omoare. Că ăsta e planul lui. Îmi spunea cineva, stau liniștit, nu dau în el, nu mă rog, nu citesc, ca să nu mă atace. Te atacă! Ești oaie, vei fi atacat! De asta trebuie să te îmbraci ca un soldat al lui Dumnezeu. Stați gata, dar! Având mijlocul încins cu adevărul ăsta, e primul element din armătura lui Dumnezeu. Trebuie să ne dedicăm, să fim consacrați, să trăim în adevăr. Trebuie și avem opțiunea asta, e singura opțiune. Pentru că Biblia spune, cuvântul tău e adevărul. Trebuie să fim oameni ai cuvântului, oameni care sunt onești cu ei însuși, dar sunt onești și cu cei de lângă ei, oameni care spun adevărul, oameni care trăiesc cu onestitate, oameni care își recunosc eșecurile. Nu doar iau credit pentru victorii. Trebuie să te recunoști atunci când ai dat pe lângă. Spunea cineva odată că eșecul e un orfan, nu vrea nimeni să-l revendice. Toți vor să-și ia creditul pentru când lucrurile merg bine. Niciunul nu vrea să-și asume responsabilitatea. Da, recunosc, căsătoria noastră merge prost datorită faptului că eu ca bărbat nu dau inițiativă, nu dau conducere, nu dau viziune. Dar recunosc, eu ca femeie n-am răspuns viziunii care tu ai dat-o. Dar, dragii mei, trebuie să ne asumăm. Dar recunosc că biserica asta nu e așa înflăcărată cum mi-aș dori, pentru că eu nu-mi fac partea.
Eu nu sunt îmbrăcat, nu mi-am pus în mijloc adevărul. Vezi tu, centura adevărului, Pavel vorbește despre centura adevărului în vremurile alea. Ei aveau o haină care o luau peste haine și peste haina aia ca să poată să meargă, pentru că era mai lungă, să le acopere picioarele în timpul nopții. Strângeau cu această curea și haina se scurta. Erau strânși cu adevărul ca să poți să alergi. Ce spune asta? Că atunci când te încingi cu adevărul, ești gata de luptă, ești gata de mers, ești gata. Cu mijlocul încins și făcliile aprinse, spune apostolul Petru. Mijlocul încins și făcliile aprinse, cu alte cuvinte, în fiecare moment gata să pleci, dar în fiecare moment gata să trăiești pentru Hristos. Adevărul nu e o filozofie de viață, adevărul e o persoană care te cheamă împărtășie cu El în fiecare zi. Vreau să te întreb, tu ești onest cu tine însuți? Îți spui adevărul? Pentru unii dintre noi ne e greu să acceptăm adevărul despre noi, pentru că credem că suntem persoane foarte bune. Atunci când am început să fiu confruntat, prima oară mi s-a părut că pică lumea pe mine. Am realizat că trăiam în minciuni, am realizat că aveam slăbiciuni și cum să zic, fisuri în viața mea care nu le vedeam, am avut nevoie de oglinzile retrovizoare ale altora și a durut. Dar știi ce? Adevărul te face liber. Odată eram la o predică undeva și la un moment dat, și asta mă fac vulnerabil față de voi, mă întreabă Duhul Sfânt, cum crezi că a fost astăzi, cum ai predicat? Și eu zic, Doamne, ca să nu zic că am dat pe lângă poartă, zic, cred că am dat-o în bară. Și Duhul Domnului spune, nu, Sani, n-ai dat-o în bară, ai dat pe lângă poartă. Dar prin harul meu voi folosi ce ai făcut astăzi. Dar vreau să fiu onest cu tine. Că dacă tu azi îmi zici că ai dat-o în bară, mâine îmi spui că ai dat gol. Și nu e așa. Recunoaște când ai dat pe lângă. Wow, m-a confruntat Duhul Domnului, m-a confruntat cuvântul lui Dumnezeu. Mânia asta care ai strigat-o către partenerul de viață, către prietenii tăi, nu-i de la mine. Orice mânie să piară din mijlocul vostru, spune Scriptura. Amin! Wow, la mânie n-am auzit amin, decât din partea asta aici. Fratele Dan a strigat restul. Orice mânie să piară din mijlocul vostru. Doamne, smulge-o în numele lui Iisus această rădăcină care distruge familii și copii și părinți. Stați încinși cu adevărul. Vreau să spun ceva. Relația mea cu adevărul se face prin Scriptură și rugăciune. Nu se face prin Instagram, nu se face prin Facebook, nu se face prin TikTok, se face prin Scriptură. Trăiești în lumină sau în întuneric? Vreau să te întreb. Dacă vrei să bați întunericul cu întuneric, te anunț de acum că o să fii învins. Mi-a spus odată un prieten, zice, eu mă duc să-i câștig pe ăștia din lume, frate, cu armele diavolului. Bă, și o zi n-am mai auzit nimic de el, a doua zi neumpul, pe a treia zi mă duc să-l caut. Era rușine să ne mai întâlnim. Zice, ce s-a întâmplat, mă, cu tine, omule? Bă, zice, m-am dus cu ei. Ei și-au luat o bere, eu mi-am luat un suc. Ei și-au luat două beri, eu mi-am luat o bere. Ei și-au luat trei whisky, eu mi-am luat trei beri. Și zice, până mi-am dat seama, era sub masă și m-au dus ăștia acasă. Dragul meu, nu poți să birui întunericul cu întunericul. Lumina biruie întunericul și întunericul n-a biruit-o. Amin, aleluia! Deci luptă cu adevărul, aliniază-te zilnic la el, dă minciuna pe față din viața ta. Adevărul te face liber și te ajută să trăiești. Ăsta este instrumentul de testare, Scriptura. Ia să pun ce am auzit în linia Scripturii, să vedem, trece testul, nu trece, e minciună. Ah, simt așa că Domnul nu mai e cu mine. Dar tu trăiești prin sentimente? Ah, mi se pare că Dumnezeu m-a părăsit, am așa o goangă în cap, Dumnezeu m-a părăsit. Ce spune Scriptura? Cu niciun chip nu te voi lăsa, cu niciun chip nu te voi părăsi. De ce încerci să crezi minciuni? Vezi tu, minciuna se biruie cu adevărul ăsta. E primul element al armăturii lui Dumnezeu. Al doilea element, platoșa neprihănirii. Trebuie să fii ferm convins în lupta asta cu diavolul, pentru că trebuie să fii ferm convins, pentru că el o să te acuze că nu stai în picioare bazat pe neprihănirea ta, ci pe neprihănirea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin? Odată eram într-o circumstanță și acolo, într-una dintre persoane, a început să fie activitate demonică și ne-am dus mai mulți lideri să ne rugăm, mai mulți păstori, și la un moment dat diavolul a zis, plecați, plecați că sunteți păcătoși, nu ies de aici, e casa mea, sunteți păcătoși. Și am zis, e adevărat ce spui, suntem păcătoși, dar iertați, dar suntem aici în numele Regelui Iisus Hristos. Și a început să se zbată și până la urmă a ieșit afară, pentru că eu n-am mers în neprihănirea și faptele lui Sani Trancă, am mers bazat pe platoșa neprihănirii lui Hristos. Îmbracă-te cu ea în fiecare zi. Fă fapte vrednice de pocăință, dar să știi că înaintea lui Dumnezeu stai prin jertfa lui Iisus Hristos, prin sângele lui fără pată.
O, frate, mai vreau să fac niște fapte să-L impresionez pe Domnul. Faptele o să aibă răsplată, dar nu prin fapte să câștigi mântuirea. Și să știi că diavolul e foarte pervers. O să te atace tot timpul să spună, nu ai drept să mă scoți. Ne spunea diavolul ăsta din persoana asta, n-aveți drept să mă scoateți aici, casa mea. Ea m-a lăsat înăuntru. Și o voce l-a întrebat, cum a intrat acolo? Prin amărăciune. Și zice, am mai adus încă 5 cu mine. Dragul meu, luptă. E o luptă, ascultă-mă, e o luptă, trebuie să te trezești, trebuie să începi să te trezești, trebuie să te trezești din pasivitatea și din confortul în care trăiești, să înțelegi că nu contează câți ani ai, diavolul te vrea să te doboare, să te omoare, să te ucidă. Biblia spune că el este acolo, vrășmașul, Domnul Hristos îl descrie, el nu vrea decât să ce? Să omoare, să înjunghe și să prăpădească. Oh, am scăpat, am 70 de ani, frate Sani, spunea unul, poate am scăpat, mi-a scăpat urma, zic, nu te mândri. Că te va găsi. Mândria înaintea, stai în neprihănirea lui Hristos. Când stai în neprihănirea lui Hristos, știi ce spui? Doamne, stau în fața Ta doar pe creditul Tău. Stau în fața Ta doar pe meritul Tău. Stau în fața acestei provocări doar pe meritul Tău. Stau în fața Erihonului, bazat pe promisiunea și meritul Tău. Doamne, eu știu că dacă nu vii Tu, nu cade Erihonul, dar dacă Tu vii, Erihonul meu va cădea. Trebuie să fii ferm convins, cum spuneam, că neprihănirea ta proprie nu te poate păzi, doar al lui Hristos, și doi, să te ții neîntinat de lume. Luptă cu platoșa neprihănirii, zi, Doamne Iisuse, Tu ești vrednic. Tot timpul când ești atacat, eu îmi ridic vocea să-i spun, Iisuse, Tu ești vrednic. Tu mă întreabă lumea, de ce strigi, mă, și tu și Vali Rogoveanu, aveți niște boli? Toți strigați, lăudat să fie Domnul, pentru că eu știu când strig lăudat să fie Domnul, sunt izbăvit de vrăjmaș una. Și când strig, Iisus este vrednic, și ce strig? Îi spun, Tu ești neprihănirea mea, mă îmbrac cu platoșa neprihănirii Tale, strigă Iisus e vrednic când te atacă diavolul, du-te la Hristos și o să vezi că neprihănirea lui Hristos îl va orbi. Pentru că el nu poate să o acuze, nu poate să stea, el este pârâșul și acuzatorul fraților, dar pe Hristos nu-l poate acuza. Încinge-te cu brâul adevărului, iubește adevărul, strânge-l, ia adevărul și strânge-l strâns lângă inima ta și lângă sufletul tău. Îi spune lui Iosua, zi și noapte meditează asupra lui, să nu se depărteze de gura, de mintea și de sufletul tău și de fapta ta, și fii îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos, platoșa neprihănirii. Vedeți că e platoșă. Unde? Ce protejează o platoșă? Vezi tu, diavolul vrea să tragă cu săgeți de acuzare, de neliniște, săgeți de stres, săgeți de oboseală. Pune platoșa pe tine. Pune platoșa pe tine, spune vecinului, pune platoșa pe tine. Aleluia! Râvna Evangheliei Păcii. Wow! Având în picioare râvna Evangheliei Păcii. Vreau să te întreb, care este râvna care o ai? Care este pasiunea care te mănâncă? Domnul Hristos spunea, râvna pentru casa ta, mă, mănâncă, mă roade, nu mai pot, Tată Dumnezeule, râvna pentru casa ta. Vreau să te întreb, care e râvna care te mănâncă pe tine? E o râvnă lumească, e o râvna lumescului, e o pasiune pentru lumea aceasta, pentru carieră, pentru succes, pentru bani? Sau este o râvnă spirituală pentru Evanghelia Păcii? Încalță-te cu râvna Evangheliei Păcii. Că spunea Domnul Hristos, binecuvântate sunt picioarele celor care vestesc pacea. Vrei să fii binecuvântat? Încalță-te cu râvna Evangheliei Păcii în fiecare dimineață. Pune-ți în picioare râvna. Aleluia! Sunt gata să mai spun la câteva persoane astăzi de Hristos. Pleacă cu scopul ăsta în minte de acasă. Când închei ușa, spune, Doamne, dă-mi oportunități. Vreau să împărtășesc Evanghelia. Nu vreau să-mi fie rușine, spunea Pavel, de Evanghelia lui Hristos. Că cea este mântuirea. Ea e puterea mântuirii. Nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Am cea mai mare veste din univers. Pot să-mi spună lumea ce vrea, eu știu ce a făcut Hristos în viața mea și știu ce m-a salvat. Care e râvna care te mișcă? Care e râvna pentru care trăiești? Care e râvna care te scoală? Hai să mă spunea cineva, bă, am așa o râvnă să fac un business, mă bă, tot scol noaptea să văd ce mai intră, pe Oleis, pe ăla. El pentru asta îl stârnea. Sunt bune și lucrurile alea, dar nu sunt prioritare. Avem o altă râvnă, o râvnă cerească. Domnul Hristos mergea din cetate în cetate cu râvna Evangheliei Păcii. Dacă n-ai această râvnă, spune în seara asta, Doamne, dă-mi râvna Evangheliei Păcii. Luptă cu râvna asta pentru suflete pierdute și atunci nu te vei mai plictisi niciodată.
Fie ăsta focusul tău, râvna vorbește despre focusul tău, să știi. Ce te mână, te conduce. Dacă te va mâna această râvnă, vei trăi pentru Dumnezeu, vei vrea să scapi suflete, dacă vei avea altă pasiune, alt foc, atunci va fi un foc care Dumnezeu nu l-a autorizat. Și Biblia spune că atunci când fiii lui Eli au adus foc străin, lui Aaron și Eli, dar au adus foc străin pe altar, au fost omorâți. Dragul meu, nu adu un foc străin, lasă focul lui Dumnezeu să te consume. Dacă nu, l-ai cere-l. Biblia spune acolo și îmi place, zice, eu am venit să vă dau un botez cu Duh Sfânt și cu foc. Există un foc, să știi. Nu lăsa pe nimeni să spună altceva. Când Dumnezeu a venit și l-a atins pe Isaia cu cărbune aprinși, Isaia a devenit profetul mesianic, a trecut de la prorociile alea de castel, de la prorocul ăla al împăratului, la un proroc, la o dimensiune extraordinară, pentru că focul lui Dumnezeu l-a transformat. Doamne, dă-mi râvna Evangheliei păcii. Următorul element, toată, cuvântul cheie, toată armătura. Pe deasupra tuturor luați scutul credinței, cu care veți putea stinge, citim împreună, toate, mai citim o dată de acolo, de toate, dragii mei, nu există excepție. Diavolul nu are săgeată care să nu se stingă în scutul credinței. Lăudați să fie Domnul! Nu există! M-am pus diavolul, trage diavolul. Bă, dar tu unde ți-e scutul? Unde ți-e scutul când trage? Când îți spune diavolul, copilul tău va muri, pune scutul credinței. Când îți spune, nu mai ai multe zile, pune scutul credinței. Unde ți-e credința, omule? Domnul Hristos, dacă i-a mustrat ceva pe ucenici de multe, multe, multe ori, care a fost? De ce vă este frică puțin credincioșilor? Vedeți că frica și credința nu fac casă bună împreună. De ce vă temeți puțin credincioșilor? Pune scutul credinței. Ce înseamnă să pui scutul? Cum a venit atacul, adu-ți aminte promisiunea și zici, Doamne, ăsta e atacul, ăsta e verdictul, dar eu mă încred în cuvântul Tău, care este un scut. Îi spune Domnul lui Avram, eu sunt scutul Tău și răsplata Ta cea foarte mare. Eu sunt scut, Doamne, Tu mi-e scut, haleluia. Oh, numai gândul ăsta mă întărește și mă încurajează. Când îl am pe Dumnezeu ca scut, când vine Dumnezeu și se pune în fața săgeților, săgețile n-au nicio forță, pentru că Domnul este scutul meu. Este scutul meu față de depresie, față de singurătate, față de moarte, față de lenevie, față de lenevie spirituală. Este scutul meu față de îndoială. Domnul îmi este scut, pune scutul credinței. Acest scut protejează inima garantat și stinge nu una, ci toate. Vreau să prindeți cuvântul ăsta, toate. Avem cuvânt, promisiune de la Dumnezeu din ceruri. Copilul meu, ai pus scutul, săgeata s-a stins. N-are nicio putere asupra ta. Pune scutul, nu te baza pe puterea ta. Vreau să te întreb, în cine te încrezi? Te bizui pe forțele tale, să te birui. Am încercat, m-am luptat cu păcatul, m-am luptat cu diavolul, frate, sani și am birit și am fost biruit. Dragul meu, nu te bătea cu diavolul neechipat, neînarmat, prin puterea ta, pentru că te va birui. Nici Domnul Hristos nu s-a bizuit pe puterea Lui. A ieșit și a cu scutul și a zis, este scris, este scris, este scris. Dar ca să știi ce e scris, trebuie să citești și să înveți și să memorezi ce este scris, că atunci când vine ispita, n-ai timp să te gândești, să mergi în biblioteca minții. Ia-mă o promisiune repede, pentru că el atacă pe neașteptate ca un șarpe. De asta tu trebuie imediat să pui scutul, este scris, înapoi a mea, Satan. Căci Domnul este pururea de partea mea. Mila și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele, aleluia! Am credința asta în Dumnezeu. Nu știu dacă ați auzit, dar a fost un păstor odată care a murit, a stat 3 zile, i-au făcut bălsămarea, a murit și a ajuns în cer și acolo 2 îngeri l-au plimbat peste tot, i-au rotat iadul și cerul și până la urmă Dumnezeu a spus, trebuie să mergi înapoi să mărturisești ce ai văzut. Și a spus, Doamne, eu mă duc înapoi, dar am o curiozitate, cine au fost ăștia 2 îngeri care m-au dus peste tot? Și zice, unul e milă și altul e îndurare. Mila și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții. Nu ești singur, tu nu ești singur, Domnul ne este scut, aleluia! Mai este ceva, mai sunt 2 elemente. Luați și, spuneți, luați și. Deci când vezi și, ce înseamnă? Că nu s-a terminat. Și, mai e ceva. Coiful mântuirii, ce faci cu coiful? Ce protejează coiful? Mintea. Pune coiful mântuirii pe cap. Pune coiful mântuirii pe capul tău. Pune în mintea ta că ești un om al unei alte lumi și ești trecător pe aici.
Eu vă spun sincer, la 16 ani jumate, când mi-am predat viața lui Hristos, eu am înțeles că devin cetățean ceresc. Am avut revelația asta, eu sunt în lume, dar nu mai aparțin lumii, trăiesc pentru Dumnezeu aici, am o altă lume, am o altă casă, am o altă cetate, sunt temporar aici. De asta nici nu vreau să țin prea tare de lumea asta, că sunt temporar aici. Dar puneți coiful, puneți coiful, coiful protejează mintea, coiful protejează, viitorul tău e sigur. Biblia spune, Dumnezeu îți dă o nădejde care nu înșeală. Nu înșeală. Și Domnul Hristos spune cu gloare, nu vă temeți de cei ce pot omorâ trupul și nu pot face nimic sufletului. Temeți-vă de acela care după ce pune trupul în pământ poate să arunce și sufletul în ghenă, în iad. Cu alte cuvinte, nu e absolut nimic de care trebuie să te temi, pentru că Dumnezeu a stabilit viața ta, viitorul tău e garantat, viitorul tău e sigur, zilele tale sunt scrise în cartea Lui, de aceea nu te teme! Gândește-te, cum e un om care are coiful mântuirii pe cap, ăla nu-l doboară nimic. M-a auzit de un om mai în vârstă care era copilul Domnului și într-o zi a primit vestea, ai cancer. Am spus și dimineața, am povestit de un alt om, ăsta e un alt om. Și el zice, wow, super, cât m-am de trăit, atât, 6 luni. Mamă, câtă treabă m-am de făcut pentru Domnul, haleluia. Și s-a pus pe treabă. Mai multe evanghelizări, mai multe Biblii care le ducea, mai mulți bolnavi care vizita. A trecut anul și nu mai murea și doctorul știa, mă, omule, dar ce ai făcut? Ce se întâmplă cu tine? Păi zice, dacă mi-ai zis că am cancer, eu m-am pus pe treabă, mă pregătesc pentru cerul, dar în același timp fac treaba care Hristos, Domnul, mi-a dat-o să o fac. Pentru că dacă El a hotărât așa să mă duc acasă prin boala asta, mă va duce, dar eu până atunci nu voi sta să mă victimizez, să-mi plâng de milă. Am o treabă de făcut! Mi-am pus coiful mântuirii pe cap și mă duc să dau vestea la alții. Hei, pregătiți-vă! E un Hristos care se întoarce și va judeca lumea. Vreau să întreb, cum stai cu nădejdea? Pentru că coiful, mintea vorbește de nădejde. Biblia spune, păstrați credința în inimile voastre și nădejdea în mintea voastră. Ai nevoie de ambele, și de credință, ai nevoie și de nădejde. Cum stai cu nădejdea, frate, soră? Cum stai cu nădejdea, tineri? Nu știm cu războiul ăsta ce va fi, ni se ia viitorul, dragul meu, viitorul tău. Nu ține de război viitorul tău, ține de Dumnezeu. Știi de ce i-l a cerut Dumnezeu pe Isaac lui Avram? Pentru că la 100 de ani când i l-a dat Avram, când a pus mâna pe el, a zis, uite promisiunea. Dumnezeu a zis, dă-o încoace înapoi. Pentru două motive. În primul rând să înveți că promisiunea nu depinde de Isaac, depinde de mine. Aleluia! Cineva să strige aleluia! Promisiunea nu depinde de banii tăi, nu depinde de circumstanțe, nu depinde de guvernul României, ci de Dumnezeu! Și în al doilea rând, primul rând l-am spus, al doilea mai aveam un gând, stai așa să mi-l recuperez, orice gând îl faceți rob ascultării de Hristos. Și în al doilea rând îl știu, gata, mi l-a dat Domnul, mulțumesc Duhul Sfânt, ce m-a ajuns tu pe mine, îți mulțumesc. În al doilea rând, e că ce-i dai Domnului și pui în mâinile Lui, întotdeauna în mai siguranță decât în mâinile tale. Puneți copiii în mâna Domnului. Puneți viața în mâna Domnului. Diavolul nu poate fura nimic din ce este în mâna Domnului. Ce spune Domnul Hristos? Nimeni nu-i va smulge din mâna. Nimeni! Păi dacă nimeni, tu crezi că diavolul are curaj să ducă la Domnul să ia din mâini ceva? Înseamnă că nu-L cunoști pe Domnul care e foc mistuitor. Diavolul e un înger căzut. Cum să nici n-are curaj să atingă? Biblia spune în Iov că s-a dus, când s-au înfățișat fiii lui Dumnezeu, s-a dus și el. Împărate, rege, s-a dus și el acolo. Înaintea lui ce s-a dus? Să dea socoteală, asta s-a dus. Pentru că toți vom da socoteală, chiar și el va da socoteală și va fi judecat. Dragul meu, nu-ți fie frică. Pune nădejdea în mintea ta în fiecare dimineață. Ia promisiunile lui Dumnezeu și mănâncă-le, mestecă-le, rumegă-le, gândește-te la ele. Wow, ce promisiune am. Cu ce promisiune mergi în zi? Îmi place de David când l-a văzut pe Goliat. S-a dus la râu și și-a luat 5 pietre nete, de spune Scriptura. Și eu mă duc la râu în fiecare dimineață și îmi iau pietrele, îmi iau promisiunile cu care voi arunca după Goliat dacă vine în fața mea. Dragul meu, cuvântul lui Dumnezeu este un ciocan care sfarmă stânca. Cuvântul lui Dumnezeu e sabie care taie. Când a spus este scris, știi că diavolul este frică de cuvânt. Coiful mântuirii și ultimul lucru, din ultimul element, dar nu pe chiar ultimul, spune și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Și aici vreau să fac o paranteză, nu să dau într-unii sau alții, dar sincer am obosit și sunt sătul de pocăiți care tot ce vor e vorbirea limbi și stăruință. Vreau să spun ceva, sabia Duhului e cuvântul lui Dumnezeu. Și apropo,
Darul vorbirii nu-i singurul dar al Duhului Sfânt. Dragii mei, ați auzit pe vreo unii, mergem să stăruim pentru deosebirea duhurilor? Nu! Ați auzit pe vreo unii, mergem să stăruim pentru un duh de înțelepciune? Pentru darul înțelepciunii, pentru darul cunoștinței, pentru darul tălmăcirii? Nu! Tot ce vor, vorbirea în limbi. Ei cred că ăsta e pecetea, dragul meu, pecetea. S-o dă prin credință Duhul Sfânt, nașterea din nou. Iisus Hristos e sângele Lui care este peste tine. Ăla e un dar care e bun. Dar dacă n-ai tâlmăcirea, stai acasă. Biblia zice că te zidești pe tine. Atât. Te zidești pe tine. Dar vreau să te provoc. Biblia spune că sabia Duhului este cuvântul Lui Dumnezeu, pentru că Duhul și cuvântul sunt una. Cine a scris cuvântul? Sub inspirația cărui Duh au scris apostolii Biblia? A Duhului lui Dumnezeu. Biblia spune clar că Biblia e inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Ei au scris cum Duhul i-a călăuzit, i-a mânat. Vestul, elementul ăsta este crucial. Până acum ai pus pe tine haine de apărare, elemente de apărare din armătura lui Dumnezeu, dar acum ai o sabie. Cu sabia te și aperi și ataci. Dragul meu, vreau să te încep să te vezi, nu contează anii pe care ai, 16, 20, 25, 30, 75, 80. Ești un soldat în armata lui Iisus Hristos. Trebuie să-ți iei rolul în serios. Până acum doar ai primit. Acum e timpul să te echipezi și vei birui poftele cărnii. Vei birui atacurile celui rău. Vei birui poftele lumii acesteia. Biblia spune că le vom birui. Îndrăzniți, eu am biruit lumea, sabia Duhului, cu asta luptăm, cu asta lovim, asta face ravagii în împărăția celui rău. Când ai scos sabia, mi-aduc o dată aminte și vă spun o poveste, aveam 16 ani jumate, mă întorsesem la Dumnezeu și credeam tot ce spune Scriptura. Că cei ce vor crede în mine vor vorbi în limbi noi și vorbeam, vor scoate dragi, tot ce spune Scriptura credeam. Și m-am dus odată în centrul Craiovei și am început să-L predic pe Hristos și a început să se apropie de mine unul care era șef pe la sataniști pe acolo. Și mă tot buzeia la cap, încerca să tragă, nu-l ascultați, nu-l ascultați. Și când m-am ridicat odată și am zis, băi, dacă nu te potolești, te leg în numele Lui Iisus. Știți ce mi-a zis? Ascultați-mă ce mi-a zis. Te rog frumos, orice, numai nu mă lega. Atunci mi-am dat seama câtă putere are Scriptura. M-am dus la cei de la biserică și am spus, oameni buni, de ce nu mi-a spus asta? Păi zice, și noi credem, dar nu le practicăm, nu știm cum să le practicăm. Uite, avem putere, avem autoritate, dar nu noi, ci cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că mielul a biruit! Cuvântul a biruit! Crezi asta? Iisus Hristos a biruit moartea. Cuvântul cheie din tot acest pasaj este toată armătura lui Dumnezeu. Nu merge pe încercate. Toate cele 6 elemente, dintre care 5 de apărare și 1 de atac, sunt importante. Și Biblia spune pe mai departe, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni, cereri, veghează la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Cu alte cuvinte, apostolul ne spune că e o activitate permanentă a Duhului în viața noastră. Noi ne rugăm permanent, nu ne rugăm doar la biserică. Spunea odată John Wesley, surprins de un student, cât vă rugați, domnule Wesley, de a aveți așa putere supranaturală? Și a zis, niciodată nu mă rog mai mult de o oră pe zi. Și ăsta, hai, te-am prins! Dar a continuat bătrânul John Wesley, predicatorul trezirii, dar niciodată nu las o oră să treacă fără să mă rog. Lăudați să fie Domnul. Cu alte cuvinte, mă rog permanent. Mă rog permanent. Eu nu pot zice că acum sunt la volan, deci nu mă pot ruga pentru tine că ai urgența asta cu copilul. Ai tras pe dreapta și te rogi. Un lucru care l-am hotărât cu soția mea și îl facem când ne trimite cineva o problemă, o cauză. Nu avem nici noi timpul cum am vrea să-l avem, dar știți că e moda asta cu trimisul mâinilor. Mă rog pentru tine, dar crede-mă că mulți, cei mai mulți nu se roagă. Dar noi am hotărât, când trimite mânuțele, ne oprim și ne rugăm atunci. Pentru că dacă nu o facem atunci, uităm, avem memorie scurtă. Corect? Roagă-te atunci. Mai am câteva gânduri și încheiem. Sunt arme care te protejează, deci ești foarte bine protejat și ăsta, să știi că e un fapt adevărat, e un fapt absolut. Sunt arme de apărare și de lovire prin cuvântul adevărului, spune Scriptura, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Noi luptăm. Sunt arme încercate, ascultă-mă ce spun. Măcar, spune Scriptura, 2 Corinteni 10 de la 3 la 5. 2 Corinteni 10 de la 3 la 5, măcar că trăim în firea pământească, măcar că suntem în trupul ăsta. Totuși, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele, citim, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.
Noi răsturnăm, atenție, cine? Noi, mai o dată spuneți. Noi răsturnăm. Noi ne-a dat Dumnezeu responsabilitatea. O, frate, sunt atacat, roagă-te să rămă Dumnezeu. Nu, tată, tu ești chemat. Soră, tu ești chemată. Frate, tu ești chemat să dobori. Noi răsturnăm izvodirile minții, adică născocirile, inspirațiile astea satanice care vin din firea noastră și inspirate de cel rău. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică, orice înălțime, orice idol, orice cunoștință care se ridică împotriva cunoștinței lui Hristos, orice părere personală, orice părere a lumii acestea, orice cultură, o dau jos în numele Domnului. Și orice gând îl facem, rob ascultării de Hristos. Când îți trece prin minte, arestează-l în numele Domnului. Ăsta nu-i de la Domnul, refuz. Sunt arme căruia cel rău nu-i poate sta împotrivă. Am spus că sunt arme care ne protejează, ni le-a spus Scriptura în Efeseni, sunt arme de lovire și de apărare, le-am citit, sunt arme de lovire și de prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Hristos ni le dă. Când mergem cu El, le avem acolo la dispoziție. Sunt arme încercate, măcar că trăim în firea pământească, nu ne luptăm călăuziți, noi răsturnăm și sunt arme căruia cel rău nu-i poate sta împotrivă. Sabia Duhului, o folosesc sau doar vorbești despre ea? Vreau să te întreb. Sunt mulți oameni care, wow, ce sabie faină am. Wow, uite ce sabie, wow, ce spune Scriptura, dragul meu. Este scris, du-te și luptă cu ea. Pune-l în luptă. Pune, scoate sabia și pune-o în luptă. Nu vorbi doar despre sabie, folosește sabia când ești atacat. Îți dă telefon soția, nu mai pot, nu mai rezist, vino, disperată. Și tu zici, da, da, bine, o să fac o rugăciune, dragul meu, ridică-te și folosește sabia atunci. Șeful, mă duc, am o treabă, vreau să beau un par de apă. Și pornește, turează motoarele Duhului și începe să folosești sabia. Diavole, te mustru numele lui Iisus. Nu-ți voi da autoritate să te iei de familia mea pentru că mi-a fost încredințată și noi toți suntem în mâna lui Dumnezeu. Acoperiți de sângele Domnului prin puterea Lui și prin armele de lovire și de apărare. Îți spun, este scris, nu vei avea niciun rezultat aici. Pleacă, căci mă supun puterii lui Dumnezeu. Și o să vezi cum se face liniște, pentru că diavolul să înțeleagă în sfârșit încă unul care a aflat adevărul. Că prin Hristos mă poate birui. Sabia Duhului. Iisus a folosit-o când a vorbit despre ea. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Iată că Domnul Hristos ne arată cum să folosim sabia. Dacă stai cu gura închisă, sabia nu poate lucra. Când ești lovit de viață, când ești lovit de neputință, când ești lovit de boală, stai, deschide-ți gura, ia și rostește cuvântul, citește psalmii, citește proverbe, declară promisiunile Domnului, nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti minunile Domnului. Ăsta e cuvântul care m-a eliberat de frica de moarte. Trăiesc liber astăzi, datorită două versete din Biblie, nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Și încă unul care e mai liberat de moarte total, când va voi Domnul, va lua pe Ilie la cer. Când a voi Domnul, l-a luat pe Ilie la cer. Când Domnul vrea, te ia, stai liniștit, dar până atunci ai o treabă de făcut, amin? Ai o râvnă în care trebuie să mergi. Concluzia e simplă, dragul meu. Dumnezeu nu ne-a echipat să fim decât mai mult decât biruitori. Nu te-a echipat Dumnezeu, nu ți-a dat arme de lovire și de apărare să te joci cu el în țărână ca copiii mici. Dumnezeu te responsabilizează, zice, hei, e timpul să intri în armata mea, e timpul să te maturizezi. E timpul să te îmbraci cu armele mele. E timpul să pui, să te încingi cu adevărul, să fii un om al adevărului de cuvânt și în cuvânt. E timpul să pui platoșa pe tine cu care vei birui poftele cărnii. E timpul să-i râvnă Evangheliei păcii, coiful mântuirii, scutul credinței, sabia Duhului. E timpul. Vreau să te întreb. Ce vei face de mâine? Vei fi din nou înfrânt sau vei fi mai mult decât biruitor? Pentru că vă spun în seara asta, Dumnezeu mi-a zis că unii dintre noi vor păși în sezonul mai mult decât biruitor. Pentru că asta e voia lui Dumnezeu, Dane. Asta e voia lui Dumnezeu. Asta e voia lui Dumnezeu, Adina. Asta e voia lui Dumnezeu, Vali. Asta e voia lui Dumnezeu, Delia. Asta e voia lui Dumnezeu. Asta e voia lui Dumnezeu, Ovi. Fio. Asta e voia lui Dumnezeu. Voia lui nu-i să tot luăm după cap. Este să ne ridicăm ca niște soldați
îmbrăcați cu toată armătura lui Dumnezeu și să strălucim ca și Hristos și din gura noastră să iasă sabia cu două tăișuri. Ce vei face? Te întreb încă o dată, din ce categorie o să faci parte? Evrei ar fi putut toți să intre în țară, dar doar doi au intrat pentru că doi au vorbit ce nu a trebuit. Iosua și Caleb a zis putem, pentru că Dumnezeu a zis putem, ceilalți 10 a zis nu putem. Au făcut divergență cu Dumnezeu, diviziune, n-au rămas în aceeași viziune, diviziune. Iosua și Caleb au făcut viziune cu Dumnezeu, au rămas în unitate, putem, că Dumnezeu ne-a zis că putem. 10 au zis nu putem, diviziune. Și Dumnezeu a zis ok, vă voi face după cuvintele voastre. Și ăștia doi, cât despre ăștia doi, au avut o altă mentalitate, un alt duh, o altă atitudine, m-au crezut pe cuvânt, vor intra în țară. Tu din care categorie faci parte? Dintre aia care Iosua și Caleb, care o să ai un duh înalt, spune Scriptura acolo, au avut un duh înalt, o altă atitudine, o altă mentalitate, un duh înalt, s-au lăsat atinși de Duhul lui Hristos. Sau să fii ca aia 10 care zici, nu putem. Ce vei face? Vei ține sabia în mână? Vei folosi, vei deschide gura? Sau vei arunca jos la pământ și te vei preda satanei? Și zice, asta e, nu pot, eu nu pot să mă schimb, asta e, o să rămân în poftele care le am, în bătăliile, minciunile care trăiesc. Dragul meu, Hristos nu vrea să fie un înfrânt, vrea să fie unul care e mai mult decât biruitor. Amin? Romani 8:37, totuși, în toate aceste lucruri, spunea păstorul Timotei că în săptămâna asta nu știe ce bătălii și parcă profetic a spus-o. Când a început să vorbească, am știut că e de la Domnul, pentru că am avut confirmarea interioară în duhul meu, da, vor fi bătălii. Pentru că viața este o luptă, corect? Viața nu-i vacanță, dragul meu, ar fi frumos viața să fie tot o Grecia, tot o Spania, tot un Maldive. Nu există așa ceva, viața este o luptă și spun ceva. Eu am vorbit cu mulți care au mers în concediu, Dumnezeu să-i binecuvânteze și ce mi-a spus? Băi, am crezut că scap măcar în concediu. Și mustră-l Domnul și acolo a venit să-mi strice concediu. De ce? Pentru că viața e o luptă. Noi nu ne putem lua concediu din identitatea noastră de creștini. Hei, porți pe tine semnele împăratului Hristos. Fie că stai aici sau mergi în concediu, diavolul te va ataca. De asta tu trebuie să fii conștient și tare, amin? Totuși, în toate aceste lucruri, citim împreună Romani 8:37, am două, trei versete și terminăm, mergem în rugăciune. În seara asta, pentru cei care aveți nevoie de rugăciune, câteva minute, ne vom ruga, vă vom sluji aici împreună cu păstorii, slujitorii, vă vom face ungerea, dar vreau să termin, vreau să aterizez acest mesaj în mintea noastră. Romani 8:37, dacă mi l-ai putut spune, mulțumesc, citim împreună. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât birui prin acela care... Prin ce ești biruitor? Ce te face biruitor? Că ești de mulți ani la credință? Nu. Că ai păr alb în cap? Nu. Am întâlnit mulți oameni cu păr alb în cap și care nu erau înțelepți. Nu părul alb în cap îți dă înțelepciunea, crede-mă. Maturitatea ți-o dă lupta, maturitatea ți-o dă ascultarea de cuvânt și practicarea lui. Vezi tu acolo, e un verset, este un cuvânt aici care, uite, l-am citit și în Corinteni, l-am citit și în Romani. Noi, observați noi, cu alte cuvinte, avem nevoie unii de alții. Când te atacă, dă mesaj. Intrați, fraților, în rugăciune și pentru mine, soră, roagă-te. Pentru că eu mă lupt pe drum, dar am nevoie și de susținerea voastră. Noi, în toate aceste lucruri, din nou, spune noi, nu eu, noi. Până și Apostolul Pavel spunea noi, adică și el avea nevoie. Rugați-vă pentru mine, spunea de multe ori, ca să mi se deschidă ușa de cuvânt. Coloseni 1:23. Cum mai putem face asta? Negreșit. Dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclitiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o și care v-a fost propovădită oricărei făpturi de sub cer și al cărui slujitor am fost făcut eu, Pavel. Cu alte cuvinte, rămâi în credință, rămâi în nădejde. Țineți credința, țineți cutul, țineți nădejdea, țineți coiful pe cap, nu-l mai da. Nu-l mai da jos. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Evrei 13:7 spune așa, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place așa de mult cum spune aici, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința, nu spune urmați-le eșecul. Cu alte cuvinte, dacă a fost posibil pentru alții, este posibil și pentru noi. Joshi, mă ajut, unde ești? Îmi plăcea
Un autor român avea câteva versuri, mi le-am scris aici din memorie, nu mai știu poezia, dar îmi plăcea mult, socrul meu mi-a spunea tot timpul, o luptă e viața, deci te luptă, cu dragoste de ea, cu dor. Trăiesc ca cei ce vreau să lupte, iar cei fricoși se plâng și mor. Avea dreptate poetul, era inspirat din Scriptură, era inspirat din patima poporului român. Dragul meu, Hristos te-a chemat la o viață de luptă. Dacă tu crezi că viața creștină e o vacanță spirituală așa lungă până la plecarea în cer, te înșeli amari, n-ai citit Scripturile. Întotdeauna o să avem un Goliat de doborât, întotdeauna o să avem un Ierihon de pus jos la pământ, întotdeauna o să avem promisiuni de cucerit și înălțimi și dimensiuni spirituale la care nu am ajuns încă. Ce vei face? Vei alege să fii creștin înfrânt sau creștinul mai mult decât biruitor? Pentru că El ne-a pus totul la dispoziție. Stați gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. O, Doamne, vrednic ești Tu! Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. N-am timp. Mă, Tu ești prea serios, mă, ești prea radical, mă, frate. Hai, mă, la o miuță. N-am timp, frate. Mai sunt câteva suflete care mor în seara asta. Mai sunt niște oameni care se sinucid. Mai sunt unii care trebuie vizitați în închisoare. Mai sunt bolnavi pentru care trebuie să ne rugăm. N-am timp să pierd timpul. N-am timp să ard gazul. Răscumpărați vremea că zilele sunt cum? Și atunci de ce o pierdem? Am o râvnă care nu mă lasă. O râvnă de a spune oamenilor de Hristos, de a recupera familii dezbinate, de a asculta și de a predica cuvântul adevărului bisericii. Mă mănâncă râvna asta. Urăsc cu toată inima mea și cu patimă ereziile. Urăsc ereziile care îi depărtează pe oameni de Hristos. Am o râvnă care mă mănâncă și cu care mă scol și care îmi dă energie în fiecare dimineață. Trebuie să predic Evanghelia, că dacă nu-i vai de mine. Trebuie să duc adevărul la oameni, trebuie să duc adevărul. Charles Spurgeon spunea, e responsabilitatea noastră să ducem cuvântul la urechile oamenilor, de acolo Duhul Sfânt îl ia și îl aplică la viața lor, fiecare după cum are nevoie. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, scutul credinței care va putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Tată, îți mulțumim pentru acest cuvânt. Tu ne spui să stăm gata tocmai pentru că sunt lupte, ne ridicăm. Tu ne spui să stăm gata tocmai pentru că sunt lupte. Și de aceea, Doamne, venim astăzi să cerem ajutorul Tău. Venim să ne pocăim, Doamne, că n-am mers în aceste elemente ale armăturii Tale, că am luat-o așa ca un joc viața creștină, dar azi ne pocăim și cerem iertare. Și cerem iertare, Doamne. Astăzi suntem gata și stăm gata să ne îmbrăcăm cu toată armătura Ta. Iartă-ne că am neglijat adevărul. Iartă-ne că ne-am luptat în forțele proprii, în neprihănirea noastră. Iartă-ne că n-am avut râvna Evangheliei. Iartă-ne că n-am luat scutul credinței. Iartă-ne că n-am pus coiful mântuirii pe cap. Și de multe ori gândurile celui rău, săgețile lui ne-au tins. Iartă-ne că n-am luat sabia Duhului care e cuvântul Tău. Iartă-ne că n-am făcut în toată vremea, în toată vremea, nu doar din când în când rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Astăzi, Doamne, ne pocăim și am înțeles că suntem în armata Ta, că ne chem să fim niște soldați ai neprihănirii, ai lui Hristos. Și îți mulțumim că ne iubești și că ești de partea noastră. Dragilor, vestea bună e că El e de partea noastră. Dumnezeu e scutul nostru. El este de partea noastră. Nu ești singură. Nu ești singur. Domnul e cu tine, viteazule. Domnul e cu tine, viteazule. În timpul acestui cântec, cei care aveți nevoie, aveți nevoie de eliberare, de vindecare, mergeți, veniți în față, o să vi se facă ungerea cu ulei. Păstorul Timotei mi-a transmis să vă spun gândul ăsta, ne vom ruga pentru voi în măsura, darului care Dumnezeu ni l-a dat prin credință,
ne pune mâinile pentru noi, un act de credință. Atunci când ne pune mâinile și spun ceva și pentru tine să ieși în față, e tot un act de credință. Și atunci când doi sau trei sunt voie să ceară un lucru de sus, le va fi dat. Deci ieșim înainte, înaintea Domnului, aducem totul și credem că Dumnezeu ne va atinge. Eu cred că Domnul ne-a vorbit astăzi, mie mi-a vorbit, vă spun sincer, am fost cercetat în timp ce predicam cuvântul Dumnezeu. Mi-am dat seama că mai am de lucru. Mi-am dat seama că am o treabă de făcut, am lăsat-o cam moale. Mi-am dat seama că mai am de lucru. Domnul mă cheamă să stau gata la porunca împăratului Iisus. M-am victimizat destul. Doamne, m-am victimizat destul, am plâns destul, sunt gata să intru în luptă. Ești gata? Sunt prea mulți care luptă de pe margine. Vă aduceți aminte că v-am povestit? Eram aici la predică și mi-a dat ceasul. Wow, 10.000 de pași, dar eu n-am alergat, doar m-am plimbat pe aici. Și așa sunt mulți creștini care, wow, am alergat 10.000 de pași, am luptat, lupta cea bună a credinței. Dar el a stat pe loc, n-a făcut nimic. De când îl știu, vine și cere ajutor la alții, el nu luptă nicio luptă. Doar în imaginația lui, el duce cele mai grele lupte. Dar e timpul să intrăm cu adevărat în luptă pentru numele Domnului, pentru familii, pentru familia ta, pentru biserica lui Hristos, pentru suflete pierdute. Este timpul să zici, Doamne, vorbește, că-s robul tău! Haideți să cântăm Domnului, să afirmăm adevărurile acestea și vă așteptăm la rugăciune. Eu cred că Domnul ne-a vorbit. Avem o luptă de dus. Avem o luptă de dus. Luptă! Lupta cea bună a credinței. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă întărească. Domnul să fie scutul vostru și pavăza voastră, nădejdea voastră care stă peste voi și în fiecare zi a vieții să fiți mai mult decât biruitori.